La mulți ani pentru toți Ioni, Ionele și așa mai departe. Suntem aici cu bunica. Ce să fac cu treaba? Da? Este tot. Ce pot fi eu, ce nu păi pot. Pregătim masa de Sfântul Ion. De Sfânt. Adică praznicul, nu, la praznic. Praznic. Praznicul lui Ion. Da. A fost înainte până la praznic, a făcut așa numele lui, dar acum are praznic. Pentru sănătatea lui, să-i dea Domnul sănătate, multă vreau și bucurie. Să fie sănătos și el și familia lui și noi să fim sănătoși pe lumea el. Să-i dea Dumnezeu putere și sănătate multă. Și aici am pregătit pește. Salate, țaramuri, beciu, rânza, mai sunt curcanii, mai oaia. De oaie. Aia e principală carne de oaie, nu? Da, da, da. La cuptor. Până să pregătești. Până vin musafirii. Până vin și musafirii, aia e treaba. Da. Mai mare. Să pară și musafirii. Păi, așa a fost obicei la noi. De mult a fost obiceiul ăsta cu praznic. Ziceai bătrâni, că praznicele ăștia să ia când e omul bolnav, ca să aibă sănătate în viață. Și ziceai bătrâni, dacă nu ai bani și pui praznicul ăsta, să vinzi roata de la căruță și tot să-l pui. Așa zicea, că avea... Așa zicea ai bătrâni. Că era cu căruțele. Cu căruța. Acum zic să vândă roata de la mașină și să tot să-l pună. Rezervă, adică. Chiar dacă n-are rezervă, tot trebuie să ia din mașină. Da, ia roata de la mașină. Da, ca să pună praznicul, că așa e bine. Da. Să aibă omul sănătate, să aibă omul bucurie în viață. Asta e mare, sănătatea, adică toate. Să facă și bani omul, dar sănătatea e mai mare. Când e sănătos, face orice. Așa ne rugăm la Domnul, da? Să ajută la nepoți, la copii, la strănepoți, să le dă Domnul puterea lui de sus și sănătate multă și bucurie. Aia e pe primul loc. Sănătate, da, de la Dumnezeu și putere. Și puterea. Când are sănătate, are și putere, are și bani. Da. Asta e. Aici vă rog... pregătesc fetele. Da. Fetițele ăștia, pregătesc fetițele. Acum ornamentații, da. Beciu, lucrul ăla. Peștele l-au mâncat mai... Da. Da, uite ce frumos l-a făcut peștele. Eu am mâncat, când au fost ăla mai devreme, am mâncat unul cu, tot așa, cu sos... de lămâie, păstrăv. Era foarte bun. Hai să mă duc afară să vedem unde e doamna Silvia. Da. Salut, domnul Costel! Salut. Bucătarul Costel, nu? Da. E curcan. Ia, ăla e gata. Ia zi, domn bucătar, mai aveți aici? Ce zici, mamă, că faci? A, la mulți ani, la mulți ani, pentru toate Ioanele, toți Ioni, toate care se numesc o nume de Ion, Ioana, Ionica, multă sănătate, că e mai bună de cu toate, pentru toată lumea, pentru toți prietenii noștri, după YouTube, la mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurie și toate realizările din viață, că e mai bună în lume, că doresc ei, prietenii noștri și toată lumea. Așa de fii curcanii, noi avem astăzi este ziua de Ion, care se îmbătărim al lui soțul meu și pur de asta și praznic luat de la bătrâna, de la bunica lui, între ea. Bunica lui era o femeie de nota 20, era o femeie vrenică, harnică, femeie cu har bun, era o femeie foarte, foarte gospodină și când era el mai bolnăvicios, cum s-a îmbolnăvit cu coloana, s-a dus bătrână și i-a numit să-i punem praznic de Sfântul Ion de fiecare dată, să-i facem un praznic. Așa se numește la noi praznic. Și ce-a zis, dacă tot este să numește Ion de Sfântul Ion, să-i punem un praznic
Ăsta este un pradnic pentru sănătate, pentru sănătate, că el, știți că el era mai bolnăvițos și a zis bunica, o să-i luăm un pradnic să fie sănătos, să fie bine, să punem fiecare an. Și noi fiecare an pregătim, și așa pregăteam înainte că să lumea Ion, dar acum avem mai multe pentru că avem pradnic. Și mai avem și pe Alin, îl cheamă Ion, tot așa în alte. Da, îl cheamă Mihai Ion pe Alin. Mihai Ion Alin. Îmi cheamă. Și tot așa, o să-l cheme și pe Alinuț, că acum nu m-a dus aminte. Și fac un pregătiri, vine musafiri, atâta că nu prea m-am arătat la scrie la toate pregătirile câtă lume vine. Pentru că nu ne permite noi să facem chestia asta cu oamenii, că sunt oameni care vin, care nu știe ce e asta, nu știe chiar ce, și poate nu vrea să fie filmat, poate nu vrea să fie, mă rog, și înseamnă că ne obligăm. Și nu e un lucru de să-l servești așa frumos cum se face, nu trebuie să-l filmăm. În ținem scuze pentru chestia asta. Și ați văzut și la botez, am filmat și eu ce am putut. Când s-a fost masa, trebuia să sărim, să fim acolo, alături de invitați. Și n-am putut să facem toate filmările. Așa și acum, că nu e lumea care nu știe, o multă lume care știe ce facem, ce nu facem. Cum e tradiția la noi, vine lumea, taie pe masă, acolo tot, mergem și la alții care au, tot așa împreună toți, toți ne este 20 de persoane, 15 persoane, câte o fi la masă, ne-am unul și vine unul, haide și la mine, care este la masă, trebuie să mergem toți acolo la el, toate persoanele. Deci chiar la noi să știți că vine multă lume, dragi prieteni, deci nu vine o persoană, două. De exemplu, vine Cruscu cu Cruscu său. Sau, și așa, vin amândoi. După aia este nevoie să mergem și noi la ei. Sau vine fratele meu cu Cruschi lui. Mergem și noi la el și după aia îl arăm la frate, la neamurile lui. Sau la unchi, sau la fete, sau la... Toți așa, de luăm rând, așa, rând la toți. Să ajung la toți câte un pic. Și mă dați seama că mănâncă toți câte un pic. Dacă ar fi să mănâncă, toată lumea are mâncare din jur de sărbătoare. Cine nu are? Și să ia câte un pic acolo să servește, stă și cu un pic, cu un pic, ca să ajungă la toți. Asta e tradiția din bătrâni, dragi prieteni, și trebuie să facem și noi. Puțină mâncarea porumbiei și dă-le și eu să mâncă acolo. Că uite așa nu... Pentru că așa a fost din bătrâni și așa facem și noi. Scoate-le acolo o țără mâncare. Asta mi-a las cu toate, frate. Și asta trebuie să facem. De așa e cu pranicul, ăsta este luat din bătrâna, de bunica. L-ai pus? L-a luat pentru soțul meu, când îl trăia bunica lui. Și îl punem cât tot trăi el, de acum 100 de ani, cum se zice vorba aia. Cum zice voastră, să trăim 100 de ani. Și toată lumea, și toți prietenii, și toate Ioanele, toți Iunii. Ai arătat și masa Fernandă. Am filmat. Uite, mai avem un pic acum și terminăm curca asta, mai avem carnea de oaie, s-o ducem de la cuptor. Da, asta este. Facem și noi ce putem, dragi prieteni. Acum mai am curs, nu fac curat, uitați ce mai avem aici, avem dezordine. Avem și demolări, avem în bucătăria asta, astăzi n-au mai venit oamenii la lucru. Pe sărbătoare, nici noi nu mai lucram astăzi. Au venit ieri un pic și doar au făcut cât de cât acolo și trebuia, dar n-au stat toată ziua să lucreze, doar un pic și trebuia să punem la centrală, ca să dăm drumul centrală. Păi nu, trebuia să dea drum, că ați că se usuc acolo tot. Da, trebuia să dea drumul la centrală, ei au făcut foarte puțin, au lucrat la centrală, lasă-mi că ați pe spate aici, lasă-o partea asta, chiar partea. Și ei au lucrat numai puțin, au pus un caloripen acolo în bucătărie, ca de multe lume că am lucrat și uitați, unul l-am dat jos. Și trebuie să, au pus de cât unul montat. Ca să lăsiți acolo bucătăria, să vin să lucreze oamenii. Că nici noi nu lucrăm în zi de sărbătoare, mai ales că avem pranic, sunt Ion, e zi de botez, s-a botezat de un Iisus, cum se numește. Și din cauza asta de aș prieteni, a făcut doar puțin el oamenii. Și acum vine de mâine. Vine mâine, pe mâine. Mai mâine, așa nu mai duc așa, nu? Cine mai duc așa? Hai? A, cine te duc așa, nu? Prasta mă fac să mai pe seară, pe grătar, nu acum. Aia că nu servește caldă prasta mă. Pune masa, odată zlobozim asta, ca așa cum se face, cum se pline, cum este din bătrâni. Și după aia facem și noi, vine invitații, mă sunăm mătușa ta de la pod. Și da? Zis să-ți urăt de sănătate, care și e pe Ion. Da, Zadica. Salut.
Salut, prieteni, la mulți ani pentru toți care poartă numele astăzi Ion, Ioana. Dumnezeu să le dea sănătate, multă sănătate, fericire. Și la mulți ani pentru toți. Ioana, Ion, Ionela. Și așa mai departe. Mulțumesc pentru urări, dragi prieteni, mulțumesc, Doamne ajută. Da, ai avut foarte multe urări la videourile care le-am postat. Mulțumesc mult, dragi prieteni, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, fericire, familie. Mai să la curcanul ăla. Un pic mai am și gata, că nu mai așa ce face, să vă lasă să fie. Deci, până așa să fie publică. Da, uitați că e și asta, curta pe plată de auscut. Da. N-am mai băut băutură de 3 luni de sile de când a fost de mea. Ce faci bine, bă. Și mâncare numai să regim, tot așa. Mai mult în casă, numai în casă, mai repetit de asta. Tot așa, dar bine, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mai bine oricum, dar trebuie ținut regimul, trebuie tot așa în procesul. N-am ce să... Dumnezeu. Asta care, dacă așa poate să fie. Dumnezeu la anul. Mulțumesc lui Dumnezeu. Facem la anul mai bine, să vii și să mănânci. La toate sărbătorile, tot așa. Asta. Dumnezeu la anul, vei și tu mănânci. Să fie mai bine. Să fie mai bine, să fie... Anul ăsta e mai bun. A fost atunci așa, a fost, s-a întâmplat. La toată lumea să fie mai bun. Să fie, nu? Să fie cu bucurii. Asta. Trebuie să trecem peste toate. Bun, hai că închidem și noi și poate diseară faci un live. Faci un live diseară, hai. Da. Mulțumim, dragi prieteni, la revedere, la mulți ani pentru toate, da, doamnele și toți domnii care se numește Ion. Facem un live. Hai, facem. Da. Hai, ne vedem pe live, să nu uitați să intrați.